Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Avem aici de anul trecut pus un piersic Red Heaven care va avea nevoie de tăieri de vară. Chiar dacă mulți ezitați să tăiați mai ales piersicul vara, acesta lăstărește destul de tare și trebuie adus un pic la lumină și neapărat trebuie tăiat, că altfel toată energia se duce în lăstarii ăștia care cresc peste an. Deci ăsta ai pus primăvara trecută și acum a fost pus așa în băț. Mai avem și aici unul. Flacăra, parcă, dacă nu mă înșel, care și ăsta a crescut cât de cât. Ca principiu de tăiare, de tăiere vara, trebuie oarecum ținut cont de faptul că nu trebuie să tăiem mai mult de 25%, 20% din lăstarii nou crescuți, pentru că vor lăstări și cu o putere și mai mare și n-am făcut nimic. Eliminăm de obicei centrul, exact ca la formare, acesta mai are nevoie și de formare. Eliberăm un pic șarpantele și eventual rărim fructele. Pe cei din interior îi scoatem la cep, pe exterior, dacă vrem doar ramificare, îi tăiem undeva la un sfert din toată lungimea ramurii. Deci cum sunt aceștia, din același an, unul eliminăm și le eliminăm exact de la bază de aici. Să ne apucăm de treabă. Aici avem doi meri. Unul Jonathan și celălalt Granny Smith. După cum se vede, n-au fost tăiat deloc și dacă îi lăsăm așa cu crengile astea, cu siguranță o să se rupă. Plus că nu vor forma cum trebuie rodul. Așa că vom păstra liderul central. Totuși tăiat nu-l vrem foarte înalt, o să-l luăm mugurile apial și cu mai multe, pe mai multe nivele, o să fie primul nivel aici și probabil undeva mai sus următorul. Tot cu lider central facem și pe acesta, pentru că e spațiu destul aici și se pot face pe mai multe nivele rodul fără nicio problemă. Am încercat un pic să-l și leg după tăiere. I-am lăsat un lider central, nu vreau nici să ajungă foarte, foarte înalt, undeva la 2 metri jumate maxim. Și l-am eliberat un pic de crenguțe, că era destul de povărit. Și acesta la fel, lider central frumos, fără concurenți. Primul strat, primul layer, primul nivel aici sus, frumos. Legate un pic pe orizontală. Adică au fost pe orizontală și le-am legat pe, să vină un pic. Așa, și aceasta n-am mai avut nevoie de prea mari tăieri, însă legate un pic. Am eliberat un pic și piersicii. Și acum
o să vedem ce facem lui ăsta mic, care e cam bolnav de rapăn. Va trebui să îl îngrijim un pic. Ia să vedem. Se numește Granny Smith și acesta. Nu știu de ce am avut doi, unul l-am pus pe spalier, e foarte frumos. Acesta e mai predispus la rapăn, nu știu ce s-a întâmplat și a rămas și destul de precăjit. N-a avut creștere așa. În schimb, cel din sub formă de cordon, care îl avem pe spalier, este superb. Încercăm să-l tăiem și pe ăsta, să-i lăsăm lider central. Sincer, mie îmi place mai mult sub formă de vas. Dar așa au fost cumpărați și așa au crescut, cu lider central. N-au fost tăiați la plantare și... Dar e ok. Putem să-i mai în următorul an, să reformăm coroana. Prima zi fără ploaie. Foarte frumos afară. Să ne reauzim cu bine, prieteni. Toate cele bune vă doresc.